Bugetarii și angajații instituțiilor publice aflate la autogestiune ar putea lucra până în 14 noiembrie și în zilele de sâmbătă. Și asta pentru a recupera 12 zile declarate libere în contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit proiectului de hotărâre, angajații instituțiilor statului vor recupera 12 zile în sâmbetele de 13 și 27 iunie, 4 și 18 iulie, 1 și 15 august, 5 și 19 septembrie, 3, 17 și 31 octombrie și 14 noiembrie. Alte 10 zile libere acordate în perioada stării de urgență vor fi recuperate prin extinderea de la 1 iunie cu o oră a programului de muncă și reducerea cu jumătate de oră a pauzei de prânz. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat la ședința Guvernului.